Cursă cu probleme pentru Iulia Albu și Miche. Cei doi, nevoiți să se dea jos din mașină. Cu ce situație s-au confruntat? Cursa pentru ultima șansă din 1 decembrie 2023 nu a fost deloc lipsită de probleme concurenți. După ce au obținut un avantaj important în proba cu bărci, Iulia Albu și Miche au dat de greu și au fost nevoiți să se dea jos din mașină, în drum spre următoarea destinație. Atunci când le era lumea mai dragă și credeau că au totuși o șansă să ajungă primii, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au dat de probleme. Și cum un vechi proverb spune că graba strică treaba și cei doi au dat de greu și au fost nevoiți să se dea jos din mașină. După ce au mers cu barca, concurenții au ajuns într-o zonă special amenajată unde aveau să găsească niște ținute mai speciale pentru văduve, dar care totuși să fie provocatoare, pe care urmau să le vândă. Această etapă a probei nu s-a dovedit așa de dificilă pe cât a fost aceea de a găsi o varză, iar mai apoi să facă poze cu iguanele. Chiar dacă era obligatoriu să nu plece de acolo până nu veneau cu o salată sau o varză, Iulia Albu și Mike s-au grăbit, așa că au plecat fără ceea ce trebuia. Ulterior, concurenta și a dat seama că a greșit și că trebuie să se întoarcă împreună cu iubitul ei pentru a face rost de o salată. Eu vreau să facem lucrurile cum trebuie. Eu vreau să mergem să luăm salata, așa vreau să facem, a spus Iulia Albu.